Cine este omul cu care trebuie să mândrim noi, moldovenii? Cu Putin? Cu cel care împușcă astăzi în frații săi în Ucraina? Care a ocupat de două ori acest pământ? Care a ocupat teritoriul din stânga Nistrului? Care împușcă astăzi după ce a ocupat Crimeea, în Donbas, Lugansk, unde mor mii de oameni? În secolul păcii, libertății? Ori cu Ștefan cel Mare, care toată viața lui a luptat să apere acest pământ de străini și păgâni. Ne închinăm la Ștefan, dar îl considerăm cel mai bun președinte pe Putin. Vedeți cum suntem noi moldoveni? Ne ducem la biserică, ne facem cruci, ne rugăm la Dumnezeu, dar ieșim de acolo și votăm anticriștii, Sergia Ciocanu și Steaua, toate celelalte. Nu, stimați moldoveni, așa nu vom schimba viața. Așa nu vom avea viitor. Noi ca noi trăim cum merităm. Trăim cine suntem. Dar ce viață ne vom oferi copiilor noștri, nepoților noștri? Aceasta este mai important. Și aici nu avem dreptul să fim indiferenți. Nu există viață bună pe acest pământ în afara unui europeni. Stimați cetățeni, nu vă uitați că partidele unii partide pro-europene au compromis acest curs european. Ei au făcut-o în mod special, conștient unii. Ca noi, peste un timp, să venim să votăm